Deci suntem din nou în emisie. Deci apare maladia asta, o maladie, să spunem, mentală în România, demascată foarte bine, să spunem, atunci de Sovietul Suprem. Deci oamenii politici din România, în frunte cu Nicolae Ceaușescu și cu acest nenorocit de Giosan, deci șeful Marii Adunări Naționale, tot vroiau diplome academice, titluri de profesori pentru ei, pentru familiile lor, deja un semn extraordinar de rău pentru un șef de stat ca să se coboare la nivelul unor profesori universitari declasați, hoți, bețivani și curvari. Să spunem că până la urmă schimbarea a venit din exterior, extraordinar de puternic, deci el este și demis, deci cum a fost omul ăsta Băsescu, acum așa a fost și el destituit, nici nu era președinte, era un fel de secretar general al partidului, deci este criticat și îi se arată că este pe un drum greșit.